prieteni, sunt Rodica Baciu și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. De data aceasta vom sta de vorbă, ca între prieteni, despre schimbări. Schimbări care ni le dorim să se întâmple, schimbări care poate le acceptăm mai greu și la care trebuie să ne adaptăm. Este un efort și a ajunge la schimbarea pe care ți-o dorești și a te adapta la schimbarea care nu o poți influența și probabil este mai incomodă într-o anumită perioadă a vieții. Vom trata acest subiect împreună cu invitatele din ziua de astăzi. Este Adriana Dan din Cluj-Napoca, o prietenă bună pe care am mai avut-o în studioul nostru, și împreună cu o altă doamnă, prietenă a Adrianei, doamna Dana Tudor, tot din Cluj-Napoca. Bine ați venit în studioul nostru! Bine v-am găsit! Aș vrea să vorbim, așa cum am zis la început, despre schimbări, pentru că, în general, la început de an, dar nu numai, oamenii își fac planuri, cu toții ne setăm obiective și țintim anumite schimbări. Oare cum ar trebui să ne raportăm la aceste schimbări? Schimbări care vin fără să vrem noi și ne gândim oare ce se va mai schimba anul acesta sau ce va mai urma? Sau schimbări care am vrea să vină și ne întrebăm oare se va schimba sau nu? În bine, de obicei, asta ne dorim, o schimbare în bine, o anumită situație. Așa este, fie că ne place, fie că nu, lucrurile se schimbă în jurul nostru și se schimbă repede și nu putem interveni în multe dintre aceste schimbări, însă sunt schimbări la care ne putem aduce aportul. Și atunci intervine discernământul nostru în a tria schimbările la care să dau acceptul meu, schimbările pe care să le girez. Și dacă ar fi să analizez schimbările care îmi cer colaborarea, aș tria schimbările în schimbări care vizează esența și mai puțin schimbarea de suprafață, schimbări care au beneficii viitoare și cât mai lungi, dacă se poate veșnice. C.S. Lewis spunea, tot ceea ce nu este veșnic este veșnic inutil. Schimbări care vizează sufletul și mai apoi trupul și schimbări care ar putea să aducă un beneficiu și generației următoare, celor care vin după mine. Și în felul ăsta, dacă am timp și mă opresc, analizez ce fel de schimbări aleg să pătrundă în viața mea. Sigur, dacă am stat puțin și mi-am analizat caracterul și temporalitatea și faptul că sunt efemeră, ar trebui să văd ce anume ar aduce o schimbare de esență, o schimbare care să continue, o schimbare care să nu se sfârșească odată cu mormântul. Și atunci, cu siguranță, schimbările de felul acesta și-au răspunsul în Dumnezeu. Și ne îndreptăm spre El, să vedem ce putem schimba în așa fel încât ființa noastră să rămână mai multă vreme în realitatea care este. Pielea mea se încrețește, mai opresc din îmbătrânirea ei cu ceva creme, dar până la urmă trupul acesta la un moment dat nu va mai conta. Însă dacă este ceva important și e vorba despre suflet și duh, cum pot să-l fac etern, veșnic? Și atunci mă îndrept spre Dumnezeu. Sigur, trebuie să mă uit înspre Dumnezeu, să văd cum aș putea să fac asta, să analizez lucrurile și apoi să-mi dau acordul. Foarte frumos este că Dumnezeu așteaptă după noi. Ne constrânge, ci El este unul care așteaptă răspunsul nostru. Asta poate suna foarte, foarte bine pentru cele care vor să nu fie presate. Însă, faptul că Dumnezeu te lasă să răspunzi și nu te presează, face ca acest lucru să intre pe responsabilitatea ta, să ai tu responsabilitatea vieții tale. Și
Dacă îți iei tu mâini soarta în propriile mâini, te trezești la un moment dat că nu poți soți cum ai vrea, că lucrurile sunt mult mai complicate și din nou te întorci spre Dumnezeu. După ce au trecut ceva ani, după ce ai avut ceva experiențe, lucruri pe care le-ai fi putut evita dacă ai fi conștientizat și, și ți-ai fi asumat de la început lucrurile. Așa că schimbările benefice și care merită să fie luate în considerare sunt cele care, zic eu, care vizează sufletul. E mai ușor să faci o schimbare de look, dar până la urmă trendurile se schimbă și o să te alegi cu oarecare foloase temporare, dar schimbările de esență sunt acelea care merită să fie luate în considerare și asupra cărora merită să stai ori de câte ori începe un nou an, începe o nouă etapă în viața ta și să le analizezi. Am reținut, Adriana, tu ai trecut direct la cele mai importante schimbări, da. Acelea care vin din interior, care influențează sufletul și, de fapt, toată viața noastră. Ascultându-te, m-am gândit că, de fapt, ai făcut referire la Dumnezeu. De fapt, Dumnezeu are planificate niște schimbări pentru noi, sunt planurile Lui pentru noi și cumva ar trebui să ajungem la cunoștința lor și să ne schimbăm în direcția aceea, pentru că toate celelalte mici schimbări care noi le-am putea face n-ar merita neapărat efortul. Da, acum că îl cunosc pe Dumnezeu, văd ce planuri deosebite are pentru fiecare dintre noi. Faptul că nu doar se apropie de noi, de nevoile noastre, ci vrea și să ne transforme în acel chip al Lui care era intenționat la începuturi. Sigur, lucrurile astea nu le vezi de la început. Probabil la început apare un disconfort, nu te mai simți bine în lumea asta, simți că ceva nu e în regulă, că fericirea pe care o cauți nu o găsești nici cum și lipsa asta de confort oarecum îți ridică niște întrebări și atunci când te îndrepți spre a ști scopul vieții, spre a ști direcția în care mergi în viață, atunci dai de Dumnezeu. Și Dumnezeu era acolo. Dumnezeu plănuise multe lucruri pentru mine, doar că nu mi-am ridicat ochii spre El. Dar când îmi ridic ochii spre El, văd că El are niște planuri deosebite și că planurile Lui nu pot fi întrecute de planurile mele. Nu pot niciodată gândi atât de frumos pe cât gândește Dumnezeu pentru mine. Și unul din gândurile Lui e să mă facă acel om de la început, să mă transforme după chipul Lui. Sigur că pot să fac tot felul de schimbări, așa cum am zis, de ținută, de tot felul de schimbări. Nu că sunt rele schimbările astea. Nu că sunt rele, dar dacă ar fi să nu ratez ce am de schimbat în viața asta, ar fi să fac schimbarea de a-i da Lui viața mea și de a face El acele schimbări care rămân eterne, care sunt eterne. Da, deci chipul Lui cred că e miza schimbării noastre, același chip cu al Lui. Și m-am gândit după aceea despre Dumnezeu, se spune că va veni la ai Săi. Și m-am gândit care ai Săi, cum îi va recunoaște. Eu dacă m-aș duce, să zicem, într-o altă localitate și aș ști că într-un anume cerc de cunoștințe o voi găsi pe fiica prietenei mele, în acel cerc de cunoștințe eu m-aș uita după trăsăturile mamei, că a mamei sau a tatălui, probabil le voi găsi, așa voi recunoaște fiica. Și Dumnezeu mă gândesc, într-un mod simplu gândesc eu, că Dumnezeu îi va căuta pe cei ai Săi, chiar și așa. Pe cei care vor semăna cu Hristos, cu Fiul Lui, vor avea trăsăturile Lui și așa îi va recunoaște. Am zis că va fi o discuție ca între prietene, de asta nu o să vă pun numai întrebări și o să vă spun și eu din sufletul meu ce simt acum despre schimbare. Chiar am ajuns la un moment în care, deși îl cunosc pe Domnul de mult și schimbarea majoră s-a produs în viața mea, am ajuns să constat că mă luptam pentru niște obiective, niște planuri, într-o anumită strategie în care Domnul mi-a confirmat că are El un plan mai bun și să o las mai încet, să am încredere în El, că va fi cu mult mai bine decât îmi imaginez. Și atunci, din persoana care se preocupa tot timpul să influențeze pe unul, pe altul, în special pe cei din familie,
Mai ales acum, când ne așteaptă un an deosebit, pentru că fetița mea se va căsători, dar nu-i vorba numai de schimbarea asta, de multe alte schimbări care ni le dorim sau la care vreau să mă adaptez. Domnul mi-a confirmat că mai de folos este încrederea în el și liniștea și rugăciunea și așteptarea timpilor în care el lucrează. Și am zis, Doamne, atunci eu ce să mai fac? Și tot așa am primit un răspuns în care Domnul mi-a zis că tu trebuie numai să te bucuri că planurile mele sunt mult mai bune decât ale tale. Asta o parte și partea a doua, că sunt și în stare să le duc la îndeplinire și nu mă poate împiedica nimic. Și am zis că, bun, atunci voi fi persoana care va împărtăși bucuria că are un Dumnezeu care se preocupă. Și mă bucur să pot să vă împărtășesc gândul acesta, care cred că va încuraja și pe telespectatori, pentru că nimeni nu-i perfect, toată lumea mai greșește și mai vrea el să schimbe cum crede că este mai bine. Și asta mi s-a întâmplat și recunosc că Domnul mi-a dat o lecție. Așa este, el are privirea de deasupra, așa că îmi face foarte bine să ne încredem în el. Vorbeam de schimbare, de faptul că sesizez nevoia de schimbare într-un fel sau altul și analizez lucrurile și până la urmă trebuie să iei o decizie. Aș ruga-o pe Dana să-mi spună cum a fost în situația ei. Cum a sesizat ea nevoia de schimbare? Eu eram studentă în anul 4 la București, stăteam în gazdă undeva în centru și ca foarte mulți alți tineri, la Revoluție am ieșit în stradă și am început să strigăm toți, jos Ceaușescu, libertate. Nevoia de schimbare. Da. Și în viața mea așa a început totul. Deci viața adevărată, ca să zic așa. Îmi aduc aminte că era foarte multă lume și am simțit așa că foarte mulți din generația noastră își doresc o schimbare. Și n-am mai putut să mă întorc acasă, era foarte multă lume în stradă. Am reușit să mă întorc după câteva zile, timp în care am stat la niște prieteni ai părinților mei peste noapte, că în rest eram în stradă și alături de ceilalți care erau la Revoluție. Și când m-am întors acasă, în garsoniera în care stăteam în chirie, jumătate garsoniera era plină cu cenușă. Nu o să uit niciodată mirosul acela de cenușă udă. Și în cadrul ușii, și ușa era așa arsă. Și părinții mei, când eu am mers la facultate, mi-au spus totdeauna când pleci de acasă sau când vii acasă, să spui și tu un Doamne ajută, pentru că noi nu suntem cu tine și noi te punem în mâna Domnului. Și mi-a dat mama o iconiță. Și am luat iconița, i-am mulțumit frumos și am pus-o în tocul ușii. Și de câte ori ieșeam sau intram în casă, ziceam, Doamne ajută. Și când m-am întors după Revoluție, singurul obiect care rămăsese întreg era acea iconiță din tocul ușii, care foarte puțin își schimbase culorile. Și pentru mine a fost atât de impresionant. Deci mintea mea nu putea să înțeleagă cum toate lucrurile au ars și iconița aceea făcută din plastic și din hârtie până la urmă a rămas neatinsă de foc. Și așa de mult m-am tot gândit că cum s-a putut întâmpla așa ceva și povesteam la toată lumea ce mi s-a întâmplat mie. Și toată lumea mă privea cu așa, vai săraca Dana ce-o pățit, uite eu ars toate lucrurile și așa. Și eu simțeam o bucurie în mine că Dumnezeu m-a lăsat în viață. Deci bucuria mea era așa de mare încât parcă mi-era și rușine să le spun la toți care mă compătimeau că de fapt Dumnezeu m-a lăsat în viață. Pentru mine asta era esența. Și la un moment dat m-am întâlnit cu o doamnă care mi-a spus, da, foarte frumos că ți-ai dat seama că Dumnezeu te-a lăsat în viață, dar zice, poate că El are un plan cu tine. Și am început să macin gândul acesta și să mă gândesc, bine, a durat ani de zile, să mă gândesc că, într-adevăr, dacă m-a lăsat în viață, sigur Dumnezeu are un plan cu mine. Și am început să-L caut pe Dumnezeu. Deci prima dată am început să-L caut pe Dumnezeu ca să-I mulțumesc pentru că m-a lăsat în viață.
Și drumul meu a fost cu foarte multe întâmplări. Deci îl căutam pe Dumnezeu în toate locurile în care mi închipuiam eu că ar trebui să fie Dumnezeu și nu totdeauna erau locurile cele mai bune. Dar am văzut foarte mulți oameni sinceri care stăteau cu Biblia în mână și se rugau la Dumnezeu și așa și care atunci după Revoluție intraseră la noi în țară foarte mulți oameni care vorbeau despre Dumnezeu. Dar numai o parte din ei erau credincioși cu adevărat. Am cunoscut și oameni care încercau să profite de numele lui Dumnezeu. Dar de fiecare dată pe mine Dumnezeu m-a scos din locul respectiv. Pentru că totdeauna m-am rugat la El și am spus că, Doamne, eu pe Tine te caut. Eu Ție vreau să-ți mulțumesc și vreau să fiu așa cum vrei Tu. Și de fiecare dată Dumnezeu m-a scos din locurile în care nu erau copiii Lui. Și au durat foarte mulți ani până când am ajuns și am ajuns, slavă Domnului, să îi spun primului om și pe urmă am mai văzut și alții, îl văd pe Hristos în tine. Și mi-am dat seama ce forță poate să aibă un om care îl are în inima lui pe Hristos atunci când ceilalți din jur văd prin felul în care el se poartă că omul respectiv are din Hristos. Pe mine asta m-a schimbat și asta m-a făcut să... Deci, cum să zic, una era să-L caut pe Dumnezeu și altceva a fost când am înțeles că, de fapt, ca să ajung la Dumnezeu, eu trebuie să-L caut pe Iisus Hristos. Deci a fost o schimbare mare de viziune în viața mea. Am reținut că v-au fost ca niște indicatoare pe drumul acesta al schimbării oameni care semănau cu Isus. Da. Vorbiți-ne puțin despre câțiva dintre ei sau Da. Cum ați simțit impactul lor? Deci eu citeam foarte mult. Deci tot așa, dorind să-L cunosc pe Dumnezeu, citeam foarte multe cărți. Și îmi aduc aminte că o prietenă de-a mea, îi tot citeam, uite, și așa, părea foarte interesată de, uite ce am citit, uite ce am descoperit. Și îi aduceam filme, să ne uităm la filme care arătau despre câte lucruri minunate se întâmplă pe pământ și așa. Și ea la unele era atentă, la unele nu era atentă. Și ziceam, Nina, nu ești atentă, te rog frumos. Și zicea, e vorba despre Hristos în filmul ăsta? Nu mă interesează. Și mă gândeam, cum adică nu interesează? Zic, pe tine numai dacă e vorba de Iisus Hristos te interesează. Da, zice, la mine El e ținta vieții mele. Și restul nu mă interesează, nu-mi pierd timpul cu așa ceva. Deci, și am văzut pasiunea ei în a semăna cu Iisus Hristos. Am văzut-o și având căderile ei, dar am văzut că de fiecare când s-au încrezut în Dumnezeu, Dumnezeu o ridicat-o. Și după aceea am văzut un domn care a venit din Elveția, deci pentru mine era foarte interesant. Cum se poate așa ceva, să vină cineva din Elveția în România cu toată familia, deci soția și 3 copii, ca să predice Evanghelia în România, în Gherla, mai precis. Și mă gândeam cum o lăsat el un oraș ca Zürichul să vină aici și deci el venea cu un avion mic de 4 persoane și eu eram foarte pasionată de avioane. Am vrut să facem o companie de avioane împreună, în fine, cred că eram foarte naivă și așa, dar îmi doream foarte mult. Și dânsul tot timpul îmi spunea că orice gând bun pe care îl am, să cer de la Dumnezeu că Dumnezeu o să-mi dea. Și Confirmare, da. da, deci o să, o, da, deci o să mă ajute și dacă nu împotriva planurilor lui Dumnezeu, Dumnezeu o să mă ajute să duc la îndeplinire lucrul acesta. Și ziceam eu, și așa proiect mare, o companie de avioane și așa, dar ce Dumnezeu dă seama, au făcut cerurile și pământul. Și așa cumva mi-am pus toată inima în proiectul acesta. Și am început să umblăm, să căutăm deschidere, să facem așa ceva.
Și a durat vreo 3 ani de zile această căutare de a face compania de avioane și atunci când am vrut să începem, ne-am dat seama că trebuie să ne facem o firmă și Matias îl cheamă pe domnul acesta care e pastor. De fapt, în tot ce făcea, povestea despre Dumnezeu și la un moment dat eu am spus, zic, uite care e treaba. Eu la ora aceea eram în Biserica Ortodoxă. I-am spus, zic, văd că tu ai altă religie și nu vreau să ajungem la conflicte, că știu că conflictele religioase sunt destul de dureroase. Și accept să facem firmă, compania asta, dar să nu-mi povestești niciodată despre religia ta. Și zice, bine, trebuie să mă gândesc. Și o durat vreo săptămână în care o mers acasă, s-o consultat cu mai mulți oameni și o venit înapoi și o zis, bine, uite, îți promit că nu o să-ți povestesc de religia mea până n-o să zici tu. Dar în acești 3 ani eu l-am văzut pe Matias. Deci el a dat foarte mulți bani la un frate de-a lui din biserică și domnul respectiv a luat banii și în loc să-i folosească în scopul pe care Matias i-a dat ca să-i folosească, i-a folosit în cu totul alte scopuri și a fost foarte supărat. Și am zis, dar Matias, dă-l în judecată, îs așa de mulți bani în joc. Și a zis, eu nu intru la judecată cu fratele meu, eu nu intru la judecată, domnul e judecătorul nostru. Și am zis, cum, dar totuși e vorba de atâția bani. Și deci, cum să zic, am văzut că într-adevăr credința lui trebuie să fie foarte mare ca să reziste, să nu-l dea în judecată pe domnul respectiv și să facă foarte multe alte lucruri. De exemplu, să vină pentru niște oameni care aveau probleme la Gherla, să lase, avea firmă de calculatoare în Elveția, să lase firma. Deci totdeauna când era vorba de oameni, venea să rezolve problemele care erau probleme de suflet și așa. Și tot timpul îmi zicea să te rogi pentru ei, să te rogi pentru ei. Și după vreo 3 ani când i-am spus, deci a fost primul om la care i-am spus, eu văd că în tine este, deci locuiește Iisus Hristos. Atunci cumva nu a mai putut să se abțină și a zis că asta e sensul vieții lui și mi-a povestit ce greu i-a fost în ăștia 3 ani să nu spună, dar soția lui i-a spus, uite, vezi, femeilor de multe ori li se cere că dacă nu au deschidere să vorbească despre Iisus Hristos, trebuie să-și câștige soții fără cuvânt. Și uite, vezi, și ție ți se cere lucrul ăsta. Hai să vedem dacă o să reușești să câștigi sufletul ăsta pentru Dumnezeu fără cuvânt. Și într-adevăr, deci eu pot să spun că chiar că el era pastor, deci cine, cât de bine ar fi putut să-mi povestească atâtea lucruri din Biblie și cum eu am refuzat de la început, deci mi se pare incredibil, mai ales că după aceea, după vreun an sau doi, a plecat înapoi în Elveția. Și la un moment dat i-am spus, Matias, te rog frumos, nu pleca din România, că dacă tu pleci, oamenii ăștia care speră că o să iasă compania de avioane, n-o să mai aibă de lucru și o să trebuiască să se reprofileze. Și gândește-te ce greu e pentru un om care e pilot de avion să-și schimbe meseria sau pentru un mecanic de avion. Și zic, oamenii ăștia sunt oameni pasionați. Și Matias a zis, uite, pentru că n-ai cerut nimic pentru tine, o să mai rămân un an. Și o mai rămas anul acela. Deci pentru mine a fost atât de impresionant cum gândea. Deci avea cu totul alte valori. Deci deciziile pe care el le lua, nu le lua numai cu mintea, le lua pe bază de ce scria în Scriptură, numai că eu la ora aia nu prea știam așa de bine și eram foarte, foarte uimită. Dar în el am văzut cum chiar făcea ce scrie în Biblie. Foarte multe lucruri care acum când le citesc, le recunosc și pe mine asta m-a schimbat. Deci asta, deci a fost al doilea om care a fost mi-ar plăcea și mie să poată oamenii să spună despre mine că da, uite, am văzut-o pe Dana că s-a purtat așa cum scrie în Biblie că ar trebui să se poarte. Deci asta îmi doresc foarte mult și de-aia de multe ori calc peste orgolii și zic, acum dacă trebuie să răbd, o să răbd. Așa a făcut și Domnul nostru Iisus Hristos. Deci simt că Dumnezeu îmi dă putere
să merg înainte și să-mi răstignesc firea pământească, pentru că am văzut în viața mea modele care au încercat asta și prin puterea lui Dumnezeu au reușit. Într-adevăr, Hristos e atât de frumos și oamenii care seamănă cu El sunt atât de frumoși și cei din Biblie. Da. Sigur că nu ne dorim ca femei să fim ca Estera sau ca Ruth sau ca Sara, chiar ni se și recomandă să ne putem numi fiicele ei, deci să semănăm cu ea, să avem trăsăturile ei. Sunt atât de frumoși oamenii aceștia și oamenii din zilele noastre care seamănă cu Isus și îi vedem printre noi, încât ne dorim să fim și noi așa, ne dorim să arătăm și noi bine din punct de vedere spiritual. Numai că aceste schimbări care trebuie să le facem au și ele un preț, ca și când mergi la un salon de înfrumusețare, că noi femeile înțelegem mai bine lucrul ăsta. Acolo trebuie să plătești ca să te facă frumoasă și aș vrea să vorbim despre prețul acestei dobândirii, acestei frumuseți lăuntrice. Da. Nu-i nimic nou în a ști că lucrurile valoroase au un preț și nu un preț mic. Dacă vrei ceva valoros, vei plăti acel preț, pentru că așa este normal. Sigur că și transformarea noastră are un preț, însă pe lângă ceea ce dobândim, prețul este foarte nesemnificativ, aș spune. Sigur, noi facem asta aproape inconștient când vedem ceva de vânzare, ne întrebăm marca, care o fi marca lui, dacă marca oferă credibilitate, dacă produsul este de calitate sau e un no-name, dacă există garanții. Deci lucrurile astea le facem automat pentru aproape fiecare lucru. Cred că facem asta de multe ori și cu schimbarea noastră lăuntrică. Ne întrebăm, stai puțin, n-am putut până acum, cel care îmi face oferta asta de a mă schimba într-un chip cu al lui, e capabil să mă ducă înspre acolo, chiar până la capăt? Eu n-am reușit, oare el va fi capabil? Pe urmă, schimbarea asta ține? Sau mâine mă trezesc că sunt mai rău decât eram înainte de a-mi da viața în mâinile lui? Și ce garanții oferă? Pot să mă încred în el? Și chiar și așa, în lucrurile astea, noi găsim răspunsuri bune. Pentru că Dumnezeu deja are răspunsurile pentru toate aceste întrebări. În primul rând, dacă e vorba de capacitatea lui de a-ți oferi un produs de calitate, el este cel care e deasupra lucrurilor, el știe cum sunt întocmite, el știe chiar și atunci când există deficiențe cum să le corecteze. Deci el are planul de la început la sfârșit și în cazul în care există o cădere, el știe cum să recupereze lucrurile în așa fel încât să le aducă nu la poziția de dinainte, ci chiar la o poziție mai înaltă. Apoi, în ceea ce privește buna lui intenție. Când cineva îți vinde un produs, de multe ori te gândești oare e bine intenționat sau vrea doar să-și vândă produsul. Oare e doar marketing sau e și un pic de calitate, da, în produsul ăla? Când te gândești la mântuirea, la transformarea pe care Dumnezeu ți-o oferă, mă gândesc ce intenții ascunse ar avea Dumnezeu. Stai puțin, mai are nevoie de încă unul care să-i semene? Dar când mă gândesc ce a făcut el pentru mine, faptul că s-a dus la cruce, faptul că din dragoste face toate aceste lucruri, nu pot să-l suspectez de intenții ascunse. Max Lucado zicea, știi cât te-a iubit Dumnezeu? Atât de mult încât a preferat să moară decât să trăiască fără tine. Nu-l pot acuza de nicio intenție ascunsă. Și apoi când mă gândesc la garanții, garanțiile pentru obiectele pe care le cumpărăm sunt 2-3 ani și poate chiar mai mult, dar garanția pe care el o oferă este dată de faptul că el a spus, eu sunt cu tine până la sfârșitul veacurilor. Deci el însuși e garanția. Deci ai cu tine cel care te-a întocmit, cel care are planul și cel care poate să recupereze lucrurile și să le restaureze în cazul unei defecțiuni. Deci garanția e el însuși. Și atunci întrebările care le-aș mai avea pică, pentru că el chiar poate să facă asta. Bun, și dacă el e capabil să facă, atunci ține doar de mine să zic un da sau un nu. Și ar fi de preferat să zic un da. Și ne ajută foarte mult ce zicea Dana, e perfect adevărat că noi avem nevoie
de modele. Primul nostru model e Dumnezeu și Fiul Lui. Da. Dar avem nevoie și de modele mai apropiate. Și atunci când cineva pășește și deschide o cale și face o schimbare, ne gândim, uite, el a reușit. Oare n-aș putea și eu asta? Și nici de folos modelele. Fratele Benjamin Fărăgău spunea, orice om are nevoie de principii, lucruri clare, care să-i fie arătate și are nevoie de modele. Nu se poate doar principii, nu se poate doar modele, pentru că modelele poate îs prea restrictive, privesc o situație în care omul respectiv se află și principiile pot fi prea largi și zicem că nu se aplică. Dar când le vedem pe amândouă și principii și modele, atunci noi căpătăm încredere și curaj și suntem gata să plătim prețul. Cum facem să devenim noi înșine acele modele pentru cei din jur? Păi ar trebui să facem noi primul pas, cred că, și după aceea să mergem în același ritm și pe aceeași traiectorie cu Dumnezeu în schimbarea noastră. Poate trebuie că da, să luăm decizii, da. Deci cred că e foarte important să fim curajoși și să luăm decizii după ce am înțeles care e voia lui Dumnezeu, atâta cât am înțeles. Deci pe mine Dumnezeu m-a făcut să iau decizii destul de radicale. Deci înainte să mă întorc așa cu tot sufletul meu spre Dumnezeu, mie îmi plăcea foarte mult să învăț, să am o carieră, îmi doream să-mi conduc familia, îmi doream să... asupra fetiței mele să am o influență foarte mare și așa. Și după ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu a început să-mi ceară. Am simțit asta încet, încet, să-i predau controlul. Și mi-a arătat că El de fapt dorește ca eu să fiu o soție supusă și mi-a venit foarte greu să iau decizia să fiu o soție supusă până la păcat și să fiu o mamă așa cum scrie în Biblie că trebuie să arate o mamă și să las cariera, deci nu să o abandonez, dar să nu mai mi se pară așa de importantă cum mi s-a părut până atunci. Și înainte să mă botez, eu am avut o depresie și am fost scoasă din serviciu 6 luni de zile. Și în timpul acela simțeam așa că o să-mi pierd serviciul și așa și sufeream foarte mult. Până când am luat hotărârea să pun în mâna lui Dumnezeu și serviciul meu. Și Dumnezeu a lucrat ca un maestru de săvârșit. Deci mi-a lăsat serviciul, dar după ce am înțeles că nu El trebuie să fie stăpânul vieții mele, ci Dumnezeu trebuie să fie și El poate să-mi dea orice lucru bun și să am grijă, dacă lucrul acela e de la El, să nu îl folosesc în alte scopuri decât pentru Dumnezeu și așa cum vrea Dumnezeu. Și cea mai mare bătălie a fost în casa mea. Deci ca eu să devin soția pe care Dumnezeu o proiectat-o pentru soțul meu. A fost, cred că, bătălia cea mai mare pe care am dat-o și care încă o mai dau. Deci să mă gândesc cum să fac să fiu ajutorul potrivit. Și mai ales pentru că înainte eram o fire de conducător, deci tot timpul vreau să am toate sub control și așa și toată lumea spunea că iau decizii bune și așa. Și mi-a fost foarte greu și pentru soțul meu a fost foarte greu când a văzut că eu îi spuneam: Daniel, de acum tu trebuie să conduci casa. Eu te ajut, sunt ajutorul tău potrivit. Dar tu ești bărbatul și așa a lăsat Dumnezeu ca tu să conduci casa. Deci a fost și pentru soțul meu așa, era foarte mirat că cum, dar până atunci tot vreau să conduc, conduceam bine, cum adică, dar de ce? Și am văzut că dacă am intrat în ceea ce Dumnezeu a zis că are pregătit pentru mine, relațiile dintre noi au început să se schimbe și am început să simt armonia aceea pe care numai Dumnezeu o poate aduce în relații. Deci am simțit că încep să lucrez în pace, ceea ce înainte nu. Deci înainte tot timpul eram sub presiune, tot timpul aveam agendă cu foarte multe lucruri care trebuiau făcute. Și când am început să-mi supun voia mea
voii lui Dumnezeu, am început să lucrez și să intru în odihna aceea de care tot scrie în Biblie, că iată, vă dau pacea mea. Și mă gândeam, cum e pacea aia care întrece orice pricepere? Și asta îmi place foarte mult în umblarea cu Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu îți dă o bucurie care, oricât ai încerca să o găsești în altă parte, nu o poți avea. Și de asta îmi și place și în biserică. Văd că bucuria asta Dumnezeu o dă cu mână largă la toți oamenii care vor să facă voia Lui. Simt asta, că oamenii care îi se închină cu toată viața lor la Dumnezeu au pacea aceea și bucuria care sunt din Dumnezeu. Deci de altă calitate, marfă de export, cum să zice. Deci Dana zicea că există o schimbare inițială, dar care e urmată de alte schimbări. Practic, marea schimbare pătrunde în toate compartimentele vieții noastre și ne transformă. Și așa și vrem, de fapt, să nu fie o schimbare delimitată, ci să fie una care influențează întreaga noastră ființă. Interesant că atunci când cei din jur văd o schimbare și zic că, uite, de astăzi Rodica s-a schimbat în bine sau în felul, într-o anumită privință, ei nu-și dau seama cu cât timp înainte a început acea schimbare. Pentru că, și aici aș vrea să dezvoltăm un pic pe câteva exemple care le aveți, de fapt schimbarea are loc, așa cum spuneați, la nivelul minții noastre, când bătălia la nivelul minții este câștigată, acolo se negociază cu Dumnezeu, negociem noi cu Dumnezeu că, dar oare să facem așa sau nu, oare nu va avea consecințe negative, oare nu vom pierde. Și apoi, după un timp, când după ce am luat decizia, încep să vadă și cei din jur schimbarea. Da, așa este. Dacă nu se vede până la urmă și în exterior, avem semne de întrebare vis-a-vis de ce s-a întâmplat în interior. Dar cu siguranță, dacă este o schimbare reală în interior, ea se va vedea și în lucrurile exterioare. Da, și ce zicea Dana, probabil un prim lucru este pacea pe care o ai în circumstanțe care altădată ți-ar fi dat bătăi de cap, pe care nu ai fi știut cum să le gestionezi, dar acum, având siguranța că este cineva care știe mai bine lucrurile decât tine, care are planurile, care poate să-ți dea soluții, ai pacea care întrece orice pricepere. Dana, dacă tu vrei să mai spui schimbări, poate la deci locul la mine, de muncă? Cât o durat? La mine o durat, deci în 89 a fost revoluția și când eu m-am dus la Dumnezeu să-mi ierte păcatele, a fost înainte de căsătorie. Eu am vrut să intru în căsătorie curată și așa mi s-a spus la ora aia că trebuie să mă duc să mă spovedesc. Și m-am dus și m-am spovedit. Vreo 7 pagini pline cu păcate, tot ce mi-am adus eu aminte din viața mea, așa că era ceva ce nu i-a plăcut la Dumnezeu. M-am dus și am spus înaintea lui Dumnezeu. Și atunci prima dată am simțit așa o, ca și când mi-a luat cineva toate poverile de pe mine. Și de atunci l-am văzut pe Dumnezeu ca mântuitor. Și de la momentul acela până când l-am declarat și Domn, care s-a întâmplat în 2010, deci a fost din 93 până în 2010, așa de mult a durat, pentru că mi-a fost foarte greu să accept că eu trebuie să plec din centrul vieții mele. Deci îmi iubeam așa de mult viața și mi-a fost foarte greu să las pe Dumnezeu la pupitru de comandă. Da. Asta, apropo de schimbare, Domnul Iisus ne-a învățat să ne rugăm, mă gândeam zilele trecute, Tată, să se facă voia ta și să vină împărăția ta. Da. Și apoi vedem că lucrul ăsta nu e foarte ușor, pentru că dacă împărăția sa ar veni în capitala țării și de acolo ne-ar conduce bine, ar fi tot ok, dar
În momentul în care ne rugăm, trebuie să conștientizăm că împărăția sa trebuie să vină și voia sa trebuie să se facă începând cu mine. Și există o organizație care are sloganul acesta, schimbarea în bine începe cu tine. Și vedem că nici chiar Domnul Iisus, fiind în carne ca și noi, n-a trecut ușor prin anumite situații. În grădina Ghețimani, când se ruga Tată, nu voia mea, ci voia ta să se facă. Cu siguranță a fost momentul în care și el a avut o cumpănă în care s-a fi gândit că oare nu-i mai simplu altfel. Deci omul a ieșit în evidență, nu neapărat la suprafață, ci Dumnezeu a biruit. Deci a accepta schimbarea lui Dumnezeu, a accepta voia lui este o luptă. Da, asta pentru că avem niște ochelari greșiți cumva. Pentru că schimbul divin, cel puțin așa cum îl intenționează Dumnezeu, zice, dă-mi truda ta, dă-mi neliniștea ta și îți dau pacea mea, dă-mi nesiguranța ta și îți dau siguranța mea. Și doar când lucrurile astea ți se par valoroase, când ochelarii tăi sunt cei nepotriviți, vezi că schimbul ar fi dezavantajos pentru tine. El e 100% avantajos și doar în favoarea mea. Nu-l privește pe Dumnezeu, mă privește doar pe mine. Ce câștigăm dacă lăsăm schimbarea să vină în viața noastră? Dana tocmai amintea despre un prim rod al schimbării, pacea din familie, dar aș vrea să umplem această listă cu rezultate ale schimbării, pentru că cu siguranță sunt foarte multe. Mă gândesc că tot ce are Dumnezeu poate să vină în viața noastră în măsura în care eu accept schimbul divin. Este o primă înțelegere cu Dumnezeu, îi dau viața mea, îl doresc în viața mea ca și Domn și ca și Mântuitor și ca Domn, dar după aceea urmează alte schimburi și în măsura în care eu fac acest schimb divin, să las firea mea pământească și să accept firea duhovnicească să trăiască în viața mea, atunci lucrurile astea pătrund. Și e vorba de mulțumire, bucurie, blândețe, bunătate, dragoste, toate lucrurile care însoțesc un caracter creștin. Și mai pe urmă și în toate bucățelele prinse, echipul lui. Până la urmă, asta trebuie să iasă în evidență, chipul lui Hristos. El în Corinteni spune, noi toți primim cu fața descoperită ca într-o oglindă și suntem schimbați din slavă în slavă în același chip cu al lui. Pe măsură ce privim, chipul lui se îndipărește tot mai mult în ființele noastre și vom fi recunoscuți de el. Da. Și totdeauna Dumnezeu ne dă resursele lui. Deci atunci când acceptăm să mergem pe mâna lui, nu ne lasă să facem prin puterile noastre. Deci totdeauna Dumnezeu aduce resursele lui ca noi să putem să dăm bătălia. Asta pe mine mă fascinează la Dumnezeu. Deci de câte ori am avut câte o problemă foarte grea, totdeauna Dumnezeu a trimis lângă mine ori un om, ori mi-a dat un vis, ori mi-a vorbit așa în inimă sau dintr-un cuvânt din Biblie, dar niciodată nu m-a lăsat să ajung la disperare și să ajung la... Și am prins încredere în Dumnezeu. Deci începând cu experiențe mici, pe măsură ce au trecut anii, am învățat să mă încred din ce în ce mai mult în Dumnezeu și să fac lucruri care înainte poate nu m-aș fi gândit că aș putea să le fac. Dar știu că nu le fac singură, deci totdeauna le fac pentru că Dumnezeu e cu mine. Și eu ce am mai câștigat, cred că am câștigat o familie mare. Alți oameni care își pun și ei inima ca să fie în voia lui Dumnezeu și am învățat să mă bucur de bucuriile lor și să stau să sufăr cu ei când au probleme și mi se pare ca și când aș trăi mai multe vieți, nu numai viața mea, deci cumva cred că Dumnezeu dorește pentru fiecare din noi să ajungăm cu un pas mai aproape de El și încă un pas și încă un pas și așa toți împreună să ne apropie. Și îmi place foarte mult cum spune acolo în Biblie că noi suntem mireasa lui Hristos. Deci așa de câte ori mă uit la un om care a reușit, văd că și el e din mireasa lui Hristos și îmi da așa o bucurie că
acolo în cer o să fie atâția oameni, deci care toți o să fie plini de bucurie și de roadele Duhului Sfânt. Și prin acceptarea schimbării ajungem ca pământul să fie plin de cunoștința lui. În ciuda curentelor care sunt împotriva împărăției lui Dumnezeu, ea nu va putea fi biruită niciodată. Aș vrea să citesc câteva versuri de care mi-am adus aminte ascultându-vă, care se numesc Eikon sau Icoană, și care vorbesc despre felul în care noi oglindim chipul lui Hristos, cât e de frumos el, încât ne dorim atât de mult să ne asemănăm, pentru că nu este altceva mai frumos. Poetul zice așa: prea ieftine sunt vorbele de rouă și prea sublim e chipul lui Hristos să-l pot cuprinde într-o cântare nouă, întregul cer în vers un zgomotos. Căci orice aș spune despre Domnul meu, abia atinge adevărul mare, că El e necuprinsul Dumnezeu, al nemuririi și al iubirii soare. Sleit de suferinți, dar plin de dor, așa este Iisus Nazarinianul, umblând neobosit printre popor și împlinindu-și cu credință planul. Așa este Iisus, numai putere, tot harul întrupat într-un cuvânt, chivot de carne, duh de înviere și numele secret al celui sfânt. Fără îndoială, crucea lui înaltă mi-a străjuit răscoala și pustia și sigur nu va trece niciodată cât se va întinde în slavă veșnicia. Bogată în taină, radiind de pace, e marea cruce a iertării mele. Zadarnic încercat am al desface pe Crist de crucea lui prin fapte rele. M-am prins de incredibil, de lumina Golgotei lui Hristos ce-mi dă suflare. Mă prind mereu când mă apasă vina să cer căzut sub crucea lui iertare. Împart smerit cu el povara lumii. Prea grea-i planeta să o pot singur duce, de aceea m-am legat cu 7 funii de trupul biciuit și frânt pe cruce. De aceea cred și stărui în credință că voi ajunge odată să-l descriu, să-i zugrăvesc în viața mea ființa, să vadă lumea pe Hristos cel viu. Doamne ajută! Doamne ajută, am zis și eu și cred că nu e obiectiv mai înalt decât să ne asemănăm cu Hristos. Așa este. Da, amin. Aș vrea în final, dacă mai aveți un gând pe linia aceasta pentru telespectatori, și apoi vom încheia, pentru că a fost o discuție atât de plăcută, poate că au rămas lucruri care ați vrut să le spuneți și nu n-am reușit. Hai să nu trecem. Mă gândeam la faptul că schimbarea poate fi dureroasă, poate fi grea, dificilă, dar ea nu este lipsită de recompense. Și răsplata este că Dumnezeu însuși este acolo lângă tine în schimbare. Este că ceva muritor se transformă în altceva nepieritor. Și să fi găsit sensul vieții, asta înseamnă ceva, înseamnă mult. Înseamnă mult. În adolescență, când am început să mă gândesc la Dumnezeu, asta mi era o teamă. Să nu ratez sensul vieții, să nu cumva să fie altceva decât trăiesc eu. Mă gândeam, dacă s-ar întâmpla la examenul de admitere la facultate să greșesc sala sau, să zic, încăperea, ce s-ar întâmpla cu mine? M-aș simți nenorocită de tot. Într-o mică măsură, într-o foarte, foarte mică măsură, în comparație cu cealaltă pierdere, să ratez scopul existenței mele pe pământ, să ratez ce aș fi putut fi și să rămân la ceva vremelnic, mic și neînsemnat. Pentru mine, așa ca și un rămas bun, e faptul că eu de când l-am cunoscut pe Dumnezeu am început să cânt. Deci bucuria mea
o devenit așa de mare încât cânt foarte mult, ceea ce înainte nu se întâmpla și am descoperit că sunt atâția oameni care prin cântec îi se închină lui Dumnezeu și îi aduc laudă și am văzut atâția oameni care se știu bucura cântând după ce cunosc din Biblie și așa și e unul din modurile care pentru mine au adus cele mai multe beneficii în viață, cântarea. Iată o mică fațetă a schimbării și Da. Dumnezeu știe câte vor mai urma, pentru că bogăția lui de Este. har este imensă, dar și pierderea poate fi imensă, așa cum spunea Adriana. Mi-am amintit de o piesă care era azi dimineață la radio, că viața nu are buton de replay și nu are nici buton de a o pune pe pauză. Deci trebuie să ne ținem de planul lui Dumnezeu, pentru că este singurul mod în care putem trăi cu sens. El este Da. cel care ne-a plămădit, a pus în ADN-ul nostru atât de multe lucruri și pentru a ne găsi cu adevărat rostul este doar în legătură cu El. Vă mulțumesc de gândurile frumoase și de modul în care v-ați completat cu experiențe practice și cu firul logic al schimbării. Nădăjduiesc să ne ajute pe mulți să avem putere să ne luptăm cu noi înșine, în dorința de a ne asemăna cu Hristos în fiecare zi. Mulțumim. Să fiți binecuvântate! Mulțumim. Dragi prieteni, este momentul să ne luăm rămas bun. Le-ați urmărit pe Dana Tudor și Adriana Dan într-o discuție despre adevărata schimbare, schimbarea care merită. Și cu siguranță ați concluzionat, ca și mine, că singura schimbare importantă este aceea de a ne transforma în fiecare zi după chipul lui Hristos, cel mai frumos model din univers pentru veșnicie. Dumnezeu să ne ajute să înfrumusețăm lumea și să înfrumusețăm cerul cu chipul acesta care să se oglindească în noi. Vă așteptăm săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. Până atunci, să fiți sănătoși și binecuvântați. La revedere!